așa trăiți ar familia. Ia-mă din afcumetri. Unde mergi? La Pitești. Nu merg la Pitești, îmi pare rău, merg la Craiova. Cum nu mă iei? Dacă n-am drum la Pitești. Cobară jos, băgă mea și pula morții tăi. Sunt morții, măi. Cobară jos. Cobară jos. Cobară jos. Cobară jos. Hai! Hai, mă! Hai! Cobară jos! Cobară jos, tu, morții, măi. Ce-i cu tine aici? O, stăteam aici pe părinții mei, așa părinții mei, geamantanta. Ești ok? Bă, nu mergi undeva sau? Da, părinții mei merg la Giurgiu. Îmi pare rău, nu merg la Giurgiu. Da, de ce că vreau să-mi găsesc părinții eu? Nu merg la Giurgiu, îmi pare rău, o zi bună. De ce? O zi bună. Da, nenea, da, nenea, da, șarpele! Hai deschid geam! Eu sunt Cătălin! Salut! Ce cauți mă, bă, aici? Eu am făcut numai bine! Toată viața mea, numai bine! Am ce vorbești acolo? Eu le-am dat urmea și am ajuns să fac autostopul. Eu, pentru toată lumea, am fost prieten bun și toată lumea m-a trădat. Hai, domne, că am rețit din treabă, am crezut că vrei să mergi undeva. Păi vreau să merg. Eu vreau să mă duci, dacă vrei, mă iei cu tine. Eu vreau să merg la Vâlcea. Eu la Vâlcea vreau să ajung, trebuie neapărat să ajung la Vâlcea. Dacă eu ne-ajung la Vâlcea, viața mea e ruinată. Eu nimic, eu am dat de mâncare la toată lumea. Am răgat sat întregi, la școală, toată lumea mă știe. Mă iei cu tine. Nu te iau vere, că nu știu cine ești. Ha? Nu știu cine ești, mă. Nu, Cătălin V, pe YouTube, pe peu, care a făcut mai bine și am bătut jucător mare de CSGO. Cel mai... Uite-mă! Am slăbit, eu sunt bun, bodyguard, pentru tine, te ajut, fii atent, te ajut, am un BMW, am și un Audi, le vinde pe amândouă, vând tot, dacă nu mă iei, sunt ruinat, nu? A, mai du-te în... 0-7-9-2 Picale tale, buze moi, mi-au promis să te iubesc, să-ți dau like să te ciupesc. Oprește și cineva! Zero, șapte, noi, doi, șale tale, buze moi. Tot aici e bântuit, e bântuit. Dacă nu mă luați, aici e bântuit. Uitați-vă în jur, uitați-vă. Cu păpuși, vudu și cu de toate, cu fantome, cu frigoi. Dacă nu mă luați acum, deci o să fiu bântuit toată viața mea. Sau dacă nu dați 100 de euro, 100 de euro. Dați-mi repede 100 de euro, că nu știu ce se va întâmpla pe acest câmp. Este incredibil, 100 de euro, incredibil. Dacă nu mă luați, măcar să ajung lângă Târgoviște. Nu te iau, frate, hai că am treabă, am treabă. Zero, șapte, noi, doi. Verde, tu oprești! Dacă nu oprești verdele, îl dăm afară! Îl dăm afară! Îl dăm afară pe verde! Dacă nu oprești, te dau la Amina! Amina, te dau la Amina! Hai, oprit! Verde! Verde, dacă nu mă iei! Băi, tu ai oprit să mă trolezi? Păi tu ai prins să mă trolezi? Cine sunteți? Nu sunt ale prins, sunt morții în mătii, mă. Eu sunt cineva pula mea, mă. Păi, tu ai prins să mă trolezi sau să mă iei? Mergeți undeva, domne, sau nu, că mă rețineți din da, treabă. În Spania. Ai prins să mă trolezi sau să mă iei? Bă, domne, hai că vorbești da, cu Spania, ce pula. Îl urăsc pe Bunagiu, care oprește și nu mă ia. Îl urăsc, dați-i chic. Ieși, te dau la limita. Guys, vă mulțumesc că v-ați uitat la clipul ăsta, sper că am reușit să vă aducem un zâmbet pe buze și eu și Adrian. Acest videoclip nu este despre bullying, mi-a venit o idee așa pe minte și am zis, băi, cum ar face autostopul sau cum ar opri la ocazie un om ca Neveu, ca Imogen, Cosmin Nelson, are play pican și mai am câteva nume în gând, dar am zis să vi le arăt pe astea, să spuneți și mie acolo în comentarii cum v-ați distrat, dacă v-ați distrat la clipul meu.
Și nu uitați să ne urmăriți pe Instagram la Jegotul Suprem și la Ian cu Ia, cameramanul meu de încredere aici și editorul meu și omul care e în spatele proiectelor mele, nu cu editul, da? Și subscribe dacă nu ești abonat.